Un cinci-o mai finisăm. Pace prosumerul prosexului, nu păstrând sensul inegalității, da? Da. Deci vine A pătrat. A pătrat plus Y plus A pătrat Y plus B pătrat X. Totul pe lângă totul X. Totul pe lângă X plus Y mai mare egal cu A pătrat plus da. 2AB plus B pătrat mai pe lângă XY. Ori XY. Da, ori XY. O desfaci. Desfacem paranteze, mulțim acolo și vom obține echivalent cu? Echivalent cu A2 Y. A la a doua XY. A la a doua XY. Deci vine A pătrat XY. Plus A pătrat Y pătrat. Corect. A pătrat Y pătrat. Plus B pătrat X, B pătrat X pătrat. B pătrat. X pătrat plus B pătrat X Y B pătrat X Y mai mare egal cu A pătrat X plus A pătrat Y. Nu, păi A pătrat X Y. A pătrat X Y. Deci așa este, nu? A pătrat X Y plus, plus 2AB X Y plus 2AB XY plus B pătrat XY. Da? B pătrat XY. Echivalent cu? Împărțim A pătrat XY. XY. Nu, A pătrat XY, că îl vedem și în stânga și în dreapta, să le duc. Asta. Da? Și B pătrat XY, că îl vedem și în stânga și în dreapta, ia să le duc. Și ce rămâne? Rămâne așa. Așa că A pătrat Y pătrat plus B pătrat adică X pătrat. Vine, devine A, Y totul la pătrat. A, Y totul la pătrat. Da. Plus, plus BX totul la pătrat. BX totul la pătrat. Mai mare egal cu 2 A, B, X, Y. Da, B, X, Y. Dar s-a mai făcut-o. Deci asta am mai făcut domnilor, nu? Că este ceva la pă, un număr plus altul, e mai mare egal decât 2 radical din plusul da. Lor. Sau dacă vreți, duce totul în stânga. A, nu. Da, da, duce da. Totul și din nou la pătrat. Da. Deci echivalent, uitați, duc totul în stânga și vine A, Y. A, Y. La pătrat. Minus de 2 ori A, A, Y, B, X este tot același lucru. 2 A, Y, B, X plus B, X totul la pătrat e mai mare egal decât 0. Deci A, A, Y tot la pătrat da. Minus 2 A, Y, B, X plus B, X totul la pătrat e mai mare egal decât 0. Și acum e un binom. Care? A, Y minus B, B X. X. Deci vine A, Y, minus B, X, totul la pătrat, mai mare egal decât 0. Și da? Adevărat. Și acest lucru este clar, nu? A, Y, minus B, X, totul la pătrat. Uite, de unde a scos A, Y, totul la a doua? Uite, de la a doua, Y, la a doua. De unde a scos A, Y, totul la a doua? Păi, fost aici, Mirul, A pătrat, Y pătrat. A pătrat, Y pătrat, înseamnă A, Y, totul la pătrat. Dacă am produs de două. De unde am la doua? Pune? A la a doua? Da. Acolo din cele aia. A la a doua XY ăsta? Da. Și apoi... Nu, nu era... XY ca a doua? Nu, na. De aici am văzut. Păi XY deci ca a doua tot ai. Și pe a la a doua XY. Deci a la a doua XY sau XY ca la a doua este același lucru, nu? Că e aceleași litere la aceeași putere. Ia la a doua și XY sau YX sau știu ce pe acolo, este identic. Hai să vedem o dată. În fața inegalității acestea, deci în fața inegalității acestea, n-am avut decât o singură inițiativă. Aceea de a o prelucra, de a o duce în echivalenta sa, până când am ajuns aici. La binom. Și am dat peste binom, care e adevărat, indiferent ce XY pun aici. Deci nu mai trebuie să spun câți pozitive. Orice X și Y. Deci oricare ar fi A, B, X și Y
reale, cu excepția să nu fie x-ul și y-ul 0. Adică... A zis că ne-a dat ceva în plus, x, y mai mare ca 0. X, y? Mai mare ca 0. X, y mai mare ca 0, dat, eu aș spune x, y diferent de 0 aici. Că n-am niciun motiv. Uite, la pătrat, nu trebuie să fie x-ul și y-ul 0 pentru că la împărțit n-are rost. Dar aici, când ajung la așa ceva, păi ce mă interesează ce să fie neapărat pozitiv, poți să fie și negativ. Bun, și dacă nu mă duc într-un binom? Dacă mă duceam într-un binom, mă opream mai sus. Opream mai sus aici. Uitam pe media aritmetică. Media aritmetică. Da, media aritmetică. Aritmetică, media geometrică. A căror, astea sunt două. Puneam pe 2 de desubt. Și venea media aritmetică de două, mai mare egal decât radical din produsul ăstor două. Ăsta ori ăsta. Uh-huh. Și radicalul din produs, datorită faptului că este la pătrat, scapă de radical, nu? Și vine AY BX, adică ABXY. Acolo trebuie să fiu asigurat că AB și XY sunt pozitive, că altfel treaba nu e... Sau măcar să spun că sunt de aceeași paritate, X-ul și Y. Gata, asta a fost toată tema lor cu... Unde ți s-a părut vouă că e găsițiu dificil, problema dificilă? Ați pornit din nou? Am pornit din nou, știi că am schimbat bateria. Ah. Și când m-am apucat de treabă iarăși n-am uitat să pun bateria, am uitat să-i dau drumul, am mers un pic, de aceea și erui mic. Da, 6 minute. Din patru geometrii, dar dacă... Da. Haideți să vedem încă o dată care a fost scopul lecției acestea. Acela de va atenționa, e vorba de arăta niște inegalități, indiferent ce pui acolo. Da? Și ca să poți dovedi acestea, trebuie să ai la bază inegalitatea mediilor. Ați văzut, inegalitatea mediilor este sursă pentru foarte multe inegalități. Nu mai v-am arătat acolo câteva șmecherii, când le-am luat 202 și a ieșit așa inegalitate foarte frumoasă, ne-am mulțit acolo, nu ieșit mai mare egal decât 8 ABC, da? Și mai departe, existe care ați avut aici, prelucrate, finisate, ne duc spre inegalitatea mediilor. Deja inegalități cunoscute. Acolo mai ales... Ai și tu probleme? Da, dar nu sunt de aici, sunt mai dinainte. Care nu știi să le faci? Nu, te rog. Hai, vreau să discutăm despre ele, da? La algebră, da? Hai. Da, tot la algebră. Care? Le-ai bifat? Da, 4 și 5 de la testul 1 și de la testul 2 tot. 4 și 5, da? Ok, da. Un test de evaluare. Descompuneți în factor expresia. La 5-a fac așa, am vreo 2, chiar 3 la clase diferite și din fiecare cu tema lui. Fiecare participă și vă dați seama că lăziu sfera discuțiilor. Datorită faptul că sunt teme diferite, lucruri care ne învățăm. Eu cred că acum pun un caiet de pregătire. Să descompunem un factor expresia e egal cu... E egal cu 3x minus 5 la pătrat minus 2x plus 1 la pătrat. 2x plus 1 la pătrat. Să se... Să descompunem. Am un produs de factori. Am un produs de factori. 9x la 2. Ce face paranteza? Criticam la binom la pătrat? Da. Păi nu așa a zis? Nu așa a zis? Păi se scrie ca un produs de factori. Nu, ai să descompune. Păi te scompune ca un produs de factori. A la 2 de la 2 eu vă trebuie. Sigur că da. Miruna, ceva la pătrat minus altceva la pătrat. Am înțeles, doar descompunem în paranteză. Păi nu. Descompuneți înseamnă și asta, mamă. Nu. Descompuneți nu înseamnă să ridici binomii la pătrat. Să faci calcul acolo. Făcând calcul, nu realizezi să fie un produs de factori. Descompuneți, adică înseamnă să fie un ceva mulțit cu altceva. Și atunci vine asta minus asta. Ne bazăm pe formula a pătrat minus b pătrat, noi am făcut astea, da. Care înseamnă a minus b, pe lângă a plus b. Așa și acolo? Păi da, a-ul este prima paranteză. Am lucrat dintre astea două. Și b-ul este paranteza a doua. Nu spuneai tu, primul loc minus al doilea, egal cu formula paranteză dreaptă, spuneam 3x minus 5
minus locul 2, 2x plus 1. Nu așa făceam? Da. Locul 1 minus locul 2. Pe lângă o altă paranteză, locul 1, 3x minus 5, adunat cu locul 2, 2x plus 1. Și egal cu 3x minus 5 minus 2x minus 2x minus 1. Aduce, dar de ce scrie în divizabilă? Păi, dacă nu o depuneți. Stai, Adi, ia să nu mai scriu, cum nu mă te rog. Corect. E mai comod. Da, adică vreau, nu știu de ce e pierdut, că noi am lucrat dintre astea. Nu? Deci ceva la a doua, da, minus altceva la a doua, înseamnă locul 1 minus locul 2, prima paranteză minus paranteza a doua, pe lângă a plus b, pe lângă paranteza 1 plus paranteza a doua. Să mă condumă, te rog, am rămas aici. Egal cu x minus... Nu e egal. Înmulțit, am trecut în partea altă. Înmulțit cu... 3... 3x ori 2x. Nu, vedeți că nu... Nu e aici. Deci doar e mulțit acolo. Dragoș, zi tu Dragoș. Deci nu e mulțit, mă. 3x minus 5 plus 2x. Plus 1. Dar adunăm 3x cu 2x face 5x, Dragoș. Deci vine 5x pe lângă 5x minus 5 plus 1 minus 4. Terminat. Bine, și apare și prima paranteză. Trebuie să lucrăm și prima paranteză. 3x minus 2x este egal cu cât? X. X. A de x minus cât? 6. X minus 6 pe lângă... 5x plus 4. 5x minus 4. Minus 4. Asta face rând. Să se descompună, să se descompune chestia asta, expresia. Asta înseamnă să facem. Să scriem ca un produs de factori. Exercițiul 5 de la 39. Da. Arătați că numărul a mic egal cu... x pătrat minus 4x plus 5. Că? Două puncte. X că. Pătrat. Numărul amic. Amic e. X pătrat egal cu x pătrat minus 4x plus 5. Este pozitiv oricare ar fi x aparține lui el. E mai mare ca 0 oricare ar fi x din el. Vreau pe Adi. Deci, e simplu de făcut. Deci nu... Facem ca un binom. Așa. Și ar fi x minus 2, totul la pătrat, plus... Plus cât? 5. Nu, plus 5. X minus adică 5. Nu, mai puțin. Și cu voi. Hai să luăm din nou. A egal cu x pătrat, a, de minus 2 ori x, ori partea a doua, ori 2. Da, plus 2 la a doua. Păi plus 2 la a doua pe care luăm din 4. Din 5. Plus 1. Deci, plus 2 la plus 1. Și face, face x minus 2 totul la pătrat plus 1. Deci este x minus 2 totul la pătrat plus 1. Și x minus 2 totul la pătrat e pozitiv. Și plus 1 chiar spun că e mai mare egal decât 1. Și unul e strict mai mare ca 0. Iată că am arătat inegalitatea asta, că e strict pozitivă. Adună-te, că exact. S-au făcut nenumărate, pur și simplu. Dragoste, ai înțeles? Da. Ai înțeles, da? Deci, practic, am făcut un pătrat perfect, mușcând din 5 un 4. N-am făcut și... dintre astea, da. Da. Îl facem și pe 6, Dragoste, da. Că vreau eu. Da. Arătați că numărul B mic, B mic, care e egal cu... B mic este egal cu radical din 5 minus 2 radical din 6. 5 minus 2 radical din 6. Da, plus radical din 5 plus 2 radical din 6 minus radical din 4 plus 2 radical din 3 totul la a doua aparține lui Z, adică este întreg. Dar Z aparține lui Z. Este un număr întreg. Lucrează. Pune pe caiet, mama, pune pe caiet. Hai, băieții. Le luăm deoparte.
Hai să vorbim. Pe primul, radical din... Radical din 5 minus 2, radical din 6. Da. Egal cu. Radicale suprapuși, aceea cum făceam. Introducem pe 2 un subradical, pentru că noi avem formula aceea de, o știi? Te amintești? Da. Radical din A plus minus radical din B. Deci, egal cu cine A? Egal cu A plus sau minus. Egal cu A plus C supra 2 plus sau minus, minus radical din A, A minus C, C supra 2. Unde C? Egal cu radical din A pătrat plus minus B. A pătrat minus B. Radical compuși, cum spunea semnul. Deci se scrie formula radical din A plus minus radical din B. Este egal cu radical din A plus C pe 2. Plus minus radical din A minus C pe 2. Unde C-ul ăsta e radical din A pătrat minus B. Astfel, după formula asta, scăpăm din ce radicali supraetajați. Și vor fi radicali simple acolo, da? Ei bine, în cazul nostru, ca să ajungem acolo, 2 îl încurcă Adi. 2 va intra sub radical. Da, și o să fie... Radical din... Egal cu radical din 5 minus radical din... 12. Și acum A-ul este 5. A egal cu 5, B este 12. Ai 2 radical din 3, 2 radical din 6 este. 4, 2 radical din 6. Radical din 6, am scris-o foarte bine. 4, 6, 24. Da? Am o stare de indispoziție, așa, pentru că aceste lucruri le-am făcut și nu mi-e clar cum să te surprind, că chiar nu știi nimic, poate nici n-am făcut roată. Spuneam și altă dată, dacă lucrurile din urmă, am introdus la un moment dat ideea asta să vedeți filme din curs săptămânii, tocmai pentru ca să aveți ocazie să repetați toată materia de acolo. Nu să uite, voi mizați pe meditația tradițională. Meditația tradițională aceea în care nici stai cu profesorul. Doar atât, că se filmează. Dar nu înțelegeți că aveți șansa să vă uitați pe filmul ăsta acasă? Este super. Cum alții din tot unde s-au aflat ei în țară, sau numai în țară și în lume, văd numai filmele astea și baza filmului se pot instrui, se pot învăța. Deci, mergem mai departe. C-ul cât este aici? C egal cu A pătrat plus... Radical din... Radical din A pătrat plus B, adică... Nu plus B, adică minus B. C-ul radical de A pătrat minus B. Egal cu radical din... Egal cu radical din 25 minus 24, adică 1. Bun. Și atunci continuăm aici, egal cu... După formulă. Egal cu 5 plus 1... Radical? Radical din 5 plus 1 pe 2. 5 plus 1 totul pe 2. Fiindcă avem minus între ei, zicem noi, minus radical din 5 minus 1 pe 2. Egal cu 3, radical din 3. Face radical din 3. Minus, minus radical din 2. Deci vine cât? 4 pe 2, 2. Minus radical din 2. Acesta ar fi primul radical. Ne ocupăm de al doilea radical. E vorba de radicalul 5 minus 5 plus 5 plus 2 radical din 6, care se va scrie cu radical din 5 plus 24 radical plus radical din 24, plus da. Radical din 24 A egal cu 5, B egal cu 24, iar C egal cu radical din A pătrat minus B, adică C egal cu radical din 25 minus 2, da. Minus 24. 4, 1.
Singura deosebire alte este că între ele am vom avea plus. Este același radical, deci face radicali în 3 plus 1 radical din 2. Deci ăsta va fi radical din 3 plus radical din 2. Și acum mă întorc. Dar mai avem 1. Păi ăsta este ceva la pătrat. Nu, nu este un radical suprapus, da? Și atunci încerc. Este, fiind la pătrat, am șansă rapid să scap de el. Și va veni B, va fi egal, te rog să spui, B egal cu? Radical din 3, da. Minus radical din 2, plus radical din 3, plus radical din 2, da. Minus, minus 4, atenție, minus, minus din, da, scapă ăla de radical. Scăpăm, așa e corect, Miruna? Cât este aici? E 4 plus radical din 3. Nu. 4 minus 2 radical din 3. Nu. Cum să-i minus? Per modul din 4 plus radical din 3. Modul. Foarte important. N-am voie. Păi da, e pozitiv. Deci o să fie 4 plus radical din 3. Ai dreptate, dar trebuie să știi că ești un modul. Da. Deci corect este minus modul din 4 plus 2 radical din 2. Și fiind pozitiv rămâne așa. Deci egal mai departe cu... Radical din 3 și cu radical din 3 fac 2, radical din 3 ani. 2 radical din 3. Ăștia se reduc. Și minus... 4 plus 2 radical... 4... Minus... Minus 2 radical din 3. Minus 2 radical, minus schimbă în semnul, da? Da. Deci vine minus 4, minus 2... 2 radical din 2. 2. Și 2 radical din 2... Dar trebuia să fie 2 radical din 3. Am scris eu aici. Adică a fost 2 radical din 3. Da. 2 radical din 3 cu 2 radical din 3 se reduc. Și egal cu minus 4, care este un număr din 10. Da. Rugămintea mea este să vă reuitați, să vă uitați prin ieșiți din urmă și să, dacă lăsați totul numai pe... Și de la testul 2, 45. Da. 45 și mai este acolo. Descompuneți în factor expresia. Deci tu aici ai o problemă dacă zici 45. Înseamnă că nu știi să descompui, nu? A, nu, dar asta e tema, nu mă. Asta e tema pentru acasă? A, da. Nu știi. Am nu, nu. 4 de la pagina 40. Descompuneți în factor expresia. E egal cu 4x plus 3. Totul la altă. Dar te-ai uitat tema, așa-i? Te-ai uitat un pic acasă? Nu am să fac, nu veneam. Deci, expresia e egală cu... Păi să vorbească el, domn profesor, să vedem și cât știe. Da, da, da. Expresia e egală cu... Cu 4x plus 3 totul la a doua, minus x minus 2 totul la a doua. X minus 2 într-o paranteză, bineînțeles. Da, x minus 2 totul la a doua. Da. Te rog, Dragoș. Expresia este egal cu 4x plus 3 minus... tot într-o paranteză. Deci o paranteză dreaptă. 4x plus 3, 3. Minus x minus 2. Așa. Tot pe lângă, tot într-o paranteză pătrată. 4x plus 3 plus x minus 2. X minus 2. Și egal cu? Hai, 4x plus 3 minus x plus 2 minus x plus 2 într-o paranteză pe lângă 4x plus 3 plus x minus 2. Da, 4x cu x aici numai 5x plus 1 plus 1 5x plus 1 și egal mai departe cu 4x căzut un x vine 3x plus 5 3x plus 5 pe lângă? 3x plus 1. Pe lângă 5x plus 1. 5x plus 1. Da, merge. Dar trebuie să fii atent, da. Deci pe tehnica asta. A minus B pe lângă A plus B și facem tot. Și efectul 5, arătați că numărul A mic egal cu x pătrat minus 6x plus 10. A mic egal cu x pătrat. X pătrat minus 6x plus 10. Este pozitiv, este mai mare ca 0. Asta arată că mai mare ca 0. Totul, Dragoș, ca să... Hai, egal cu. Să te ajutăm unde nu știi.
Să vedem. Păi este egal cu x minus, pătrat. X pătrat. Minus de 2 ori x ori 3. Ați aranjez binomul de 2 ori prima parte, ori a doua, și a apărut a doua care e 3, plus 3 la a doua, care înseamnă 9 plus 1. Și egal cu binomul, x minus, hai, te rog, x minus 3, x minus 3, totul la pătrat, totul la pătrat plus 1, 1. Care este mai mare ca 0. Pentru că ăsta e mai mare egal decât 0 și cu 1, chiar e mai mare egal decât 1. 1 e mai mare egal decât 0. 1 e mai mare strict decât 0. E în clasă cu Tudor. Da? Trebuie lucrat, puteți, dar trebuie finisat. Nu se poate nimic obține în viață decât prin muncă. Muncă, muncă, muncă și iar muncă. Și testul 3 ți l-a dat, Dragoș? Da, și testul 3. Și testul 3. Hai să facem. Dar nu mai avem... Da, nu mai avem timp. Cât e șansă? E 8-10. 8-10 avem până la 8-10. E 8-11, da. Așa, bun. Mă gândeam că nu mai avem timp. Exercițiu 1 de la testul 3, de la 40. Descompuneți în factori. Adică, uite, vezi că nu mai știai nimic, adică sigur, ți se pară că... Dar nu e să pară că sunt lucruri deja epuizate. Le-am făcut, dar dacă le-am făcut și nu le actualizăm, n-am făcut nimic. Să descompunem în factor. Am eu, 4x minus 8. Cât? 4x minus 8. Cum l-ai descompune? Eu? Da. Ca fiind 2x totul la pătrat. Egal cu 4x minus 8, da? Da. Zi tu, adică tu văd că le știi. Ca să fie un produs. Pătrat, că 2x la pătrat e 4x la pătrat. Deci nu e 4x pătrat, ca să te gândești ce pătrat fac. N-ai nicio șansă să faci. Nici vorba de pătrat perfect. Cum produs să fie? Cum produs acolo? Dă-mi 4 factor. Atât, tot, tot. Deci egal cu 4, pentru că e x cât? X minus 2. X minus 2, terminat. Asta e tot exercițiul mai adus. B. 16 a la a doua minus 9b la a doua. 16 a la a doua minus 9b la a doua. 9b la a doua, adică. Dă un factor comun. Pe cine? Pe... Păi trebuie să-l vezi factorul comun când îl ai. Să dăm un factor comun. Dacă l-ai, dacă nu. E 4a totul la pătrat. Adică, cum zicem aici? În loc de 16, scriem 4 la a doua, a la a doua, minus? Minus 3 la a doua, b la a doua. Așa, și egal cu? Un produs. Fiindcă și 4 la a doua și a la, e la a doua, poți să scrii 4a totul la a doua. Deci egal cu 4a totul la a doua. Minus 3b totul la a doua. Care acum cum poate fi? Egal cu 4a minus 3b. 4a minus 3b. Pe lângă 4a plus 3b. Exact. Asta înseamnă. Ce? Ce? X pătrat plus 3x plus 2. Dragoș, fă tu că e tema ta. X pătrat? Plus 3x plus 2. 3x plus 2. Egal cu Dragoș. Este egal cu x plus radical din 2 totul la pătrat. X plus radical din 2? Totul la pătrat. Cum ți-a venit așa de dat? Că eu nu m-aș fi gândit. Nu-i bun. Hai să formăm pătratul perfect. Hai să muncim. Deci ar fi cât ar fi? X la a doua. X la a doua, plus de două ori, că trebuie de două ori X. Atenție, de două ori X, ai pus tu pe 2. Nu l-ai avut 2, trebuie să-l pui la numitor 2, ca 2 cu 2 simplifice. 3 pe 2. Deci încă o dată, Dragoș. Deci ideea de a forma pătratul perfect, treci și pe aici. Și zici, am X pătrat, un pătrat ăla. Îmi trebuie două ori prima ori a doua. Doi, nu la, dar pun eu. Dar îl pun și la numitor ca să-l deficie. Da. 2x, l-am pus pe x lângă el, 2x, de doar prima parte, ori 3-ul care era, 3 pe 2. Și asta e partea a doua. Plus în continuare 3 pe 2 totul la pătrat. Minus 3 pe 2. Minus 3 pe 2 la pătrat. Am adunat și am scăzut pătratul. Și plus
plus 2. Și egal cu în parte, muncim. Egal cu x plus 3 pe 2. X plus 3 pe 2. Totul la pătrat. Minus 9 pe 4. 9 pe 4. Hai să zicem mai întâi plus 2. Da. Minus 9 pe 4. Plus 2 da. De aici. Minus 9 pe 4. Cu 4. Amplificăm aici cu 4 și va fi egal cu... Egal cu x plus 3. Pe 2 totul la pătrat. Plus 8 minus 1. Deci minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4, eu zic minus 1 pe 2 totul la a doua. Da, ca să avem un pătrat perfect. Și acum? X plus 3 pe 2 minus 1 pe 2. Deci, pe lângă x... Formula a la 2 minus b la 2, diferență de 2 pătrate. Deci va fi egal cu x... x plus 3 pe 2 minus 1 pe 2 da. Pe lângă x plus 3 pe 2 plus 1 pe 2. Plus 1 pe 2. Și egal cu... Egal cu x plus 2 pe 2, adică x plus 1. Deci vine x plus 1 pe lângă... x plus 1 pe lângă... X plus 2. Ei, asta a fost munca făcută cu pătratul perfect, nu știu ce. Dar dacă a fost mai șmecher, ia să-l vedem pe culoarul scurt. X pătrat adică, plus 3X plus 2 egal cu. O idee îmi trebuie ca să meargă X foarte frumos. Și 3x îl descompunem. Ca fiind 2x și x. 1x plus 2x. Dar de ce x plus 2x? De ce la x? De ce nu l-am dus la 2 ca fiind 3 minus cât? 3 minus 1 sau știu eu ca să fac. Îi grupăm. Așa. Și scoatem un factor deci mare. Deci nevoia de a grupa. Iată aici un 2 să scoatem 2 în factor comun. Aici un x. Deci, și atunci vine x pătrat plus x fac o echipă. X pătrat plus x o echipă. Plus 2x plus 2. Și egal cu... Ai scot pe x în factor comun. X pe lângă x plus 1. Pe lângă? Da, x pe lângă x plus 1. Am scos, nu? Da, plus 2. 2 pe lângă x plus 1. Încă o dată x plus 1 factor comun, x egal cu x plus 1, x plus 2. Și iată cât de repede s-a așezat ieșițiul dacă aveam inspirația asta. Exercițiile astea mi se par ușoare, Dragoș. Nu știi, nu? Știi să faci? Da, dar nu uita pe tema. Păi nu, acum să facem pe 6. Da. Să facem pe 6 când mi se pare... Da. Se consideră numărul x aparține lui el stelar. Deci x aparține fie, stelar. Fie x aparține lui? Ier stelar. Ier stelar. Adică fără 0. Fără 0. Așa, dacă x plus 1 pe x este egal cu 3. X plus 1 pe x este egal cu 3. Să calculăm. X pătrat plus 1 pe x pătrat. X pătrat plus 1 pe x pătrat. Egal cu cine? Deci dacă știu că x plus 1 pe x este egal cu 3, x pătrat plus 1 pe x pătrat cu cine este egal? Păi este egal cu x plus 1 pe x totul la pătrat. Deci pe cu... asta care o știm, adică m-am primit la pătrat. Corect. Deci plecăm. Cum? Cu x plus 1 pe x egal cu 3, atunci de aici rezultă că și x plus 1 pe x totul la pătrat, egal cu 3 la a doua. Ceea ce ar fi echivalent cu? X pătrat. La pătrat, acum, din x pătrat. Plus de 2 ori x, x ori 1 pe x. Așa, plus 1 pe x. Pătrat. Egal cu? Egal cu 9. Echivalent cu? X cu x se simplifică aici. Da. Și vine x pătrat plus 1 pe x pătrat plus 2. Am zis x pătrat plus 1 pe x pătrat, primul și ultimul. A. Plus 2. Mai egal cu 9. X pătrat plus 1 pe x pătrat egal cu 6.
Și atunci x pătrat plus 1 pe x pătrat este egal cu 7. Terminată este. Deci x pătrat plus 1. Dar dacă v-aș fi cerut eu să găsiți voi x la 3 plus 1 pe x la 3. X la 3 plus 1 pe x la 3 egal cu cine? Ridicăm la 3. Tot. Da. Deci am ridicat totul la 3. La ce știam, plecam? Dacă nu știam, nu știm formula zi la a doua și încă o dată mulți cu ea. Corect. Deci, iată cum aș fi plecat. X plus 1 pe X totul la a treia egal cu 3 la a treia, nu? Egal cu 3 la a treia. 3 la a treia. Adică, nu, 27. 27. Egal cu 27. Fain, și pentru voi. Echivalentul. Da, dar X plus 1 pe X la a treia, nu știu formula. Nimic. Am zis la a doua și încă o dată mulți, nu? Da. Sau întâi la întâia, nu? Adică sau x plus 1 pe x. Totul de mulțit cu x plus 1 pe x. La a doua. Totul la a doua. Și de aici merge egal mai departe. Să-i mai facem ceva, știți? Da? Mă gândesc că poate nu știe. Da. Lăsăm 27 și atunci de aici zici la pătrat, demulțești paranteze și faci toată treaba. Să-i mai facem 5, de exemplu. Da. Să arătăm că numărul a mic egal cu... Deci numărul a mic să arătăm. A mic egal cu... Să arătăm cu pătrat perfect. Oricare ar fi x întreg. Să arătăm că numărul a mic egal cu... Haideți, v-aș văd. O temă destul de lungă, Dragoș, și unele mi se par... Am pus pune. Deci arătăm că numărul a mic egal cu x minus 1. A mic egal cu x minus 1. Într-o paranteză așa, pentru că x minus x plus 4. Da. Închideți paranteza, plus x plus 8, fără să mai punem paranteză. Este pătrat perfect. Nu, fără paranteză. Așa. Așa. Este pătrat perfect, oricare ar fi x întreg. Deci să arătăm că au acela este egal, pătrat perfect. Perfect. Da. Cum ai pornit, Dragoș? Dăm factor comun. Desfacem paranteze. Desfacem paranteze. Desfacem paranteze. Deci am desfacem paranteze, nu? Da. Așa zicem și eu. Deci, vom zice... Cât x pătrat... X pătrat... 4x minus x minus 4 plus x plus 8. Dăm un factor, să zicem un x. Nu mai deocamdată, să reducem termenul asemenea. X-ul de aici cu minus x reduc. Da. Minus 4 plus 8 își face 4. Deci vom avea x pătrat plus 4x plus 4. Care e cât? Egal cu... Ce este? Este egal cu x plus 2 totul la pătrat. X plus 2 totul la pătrat. Adică un pătrat perfect. Este x plus 2 totul la pătrat. Pătrat perfect. Da. Indiferent ce x spuneți, totdeauna va fi un pătrat perfect. Perfect. Mai avem timp să mai facem până la oglinda 1 la 1? Da, facem. Mai facem 1? Da. Câte 6? E și 24. 24, mai facem 1, da? Da. Și efectiv 4, ca să-l ajutăm. Da, da. Efectiv 4, calculat. Radical din 5 minus 1 totul la a doua. Radical din 5 minus 1 totul la a doua. 5 minus 1 în afară, totul, da, la a doua. Totul la a doua plus 2 pe lângă 1 plus radical din 5 totul la a doua plus radical din 6 minus 3 pe lângă, totul pe lângă, radical din 6 plus 3. Să lăsăm pe Dragoș. Da. Este egal cu 5 minus 2 radical din 5, da. Plus 1, da. Plus 2 pe lângă 1 plus 2 radical din 5 plus 5, plus 6 minus 9.
6 minus 1 corect, egal cu? Desfă, 5 minus 2 radical din 5. Hai să reducem 5 cu 1, 6. Da. Da? Și cu 6, 12 minus 9, 3. 3 minus 2 radical din 5, vorbește. 3 minus 2 radical din 5. Și hai desfaci și paranteză de aici, plus... plus 1. Plus, nu, nu, plus 2. Plus 2. Fii 2 pe lângă, da? Plus 4 radical din 5, plus 10, plus 6 minus 9. Păi, dar 6 minus 9 am făcut. Plus 10. Da? Și egal mai departe cu... 3 cu 2. 5 cu 10. 10, 15. 15. Și minus 2 radical din 5 cu... plus 4 radical din 5, de, plus 2 radical din 5. Plus 2 radical din 5. Asta este rezultat. A fost decât acolo să calculăm, să ridicăm la pătrat, niște binome, și să ducem termenul asemenea. Da. Și ce mai are de făcut? Din astea, de exemplu, domn profesor, are așa, arătați că x minus 2, pe lângă x plus 2, pe lângă x la 2 plus 4, pe lângă x la 2 plus 16, pe lângă x la 8 plus 256, este egal cu x la 6 minus 2 la 16. Ia să vedem asta. Asta e mai interesant, nu? Da. Să arătăm că... Asta e 3. Este 3. Să arătăm că x minus 2. X minus 2. X minus 2. Pe lângă x plus 2. Deci, ăștia fac x la a doua minus 4. Deci, x la a doua minus 4, x la a doua minus 4, totul pe lângă x la a doua plus 4. Așa. Pe lângă x la a patra plus 6. X la a patra plus 6. Pe lângă x la a opta plus 256. Egal cu x la a 16 minus 2 la 16. Egal cu 2, x la... Egal cu... Să vedem dacă ajungem acolo. Egal cu... Și egal cu... x la a doua minus asta o să fie x la a patra, x la a doua minus x la a patra minus 16. Deci va face x la a patra minus 16, pe lângă x la a patra plus 16, pe lângă x la a opta plus 256. X la a opta plus 256. Egal cu x la a opta minus 256. X la a patra minus pe x la a patra, faci x la a patra totul la a doua. Deci x la a opta minus 256. Pe lângă x la a opta plus 256. X la a opta plus 256. Și o să avem x la a 16 minus... minus 2... Faci x la a 16 minus... 256 face 2 la 8. Și tot la 8, 2 la 16. Deci minus 2 la 16. Și s-a strâns ca o armonie frumos dinspre exterior spre interior, nu? Și s-a păzat formula la 2 minus la 2. Și tot s-a strâns până când am ajuns. Plecați în exercițiu, așa. Deci dacă de acolo să ne mulțim acolo, nu are nicio mai șansă. Mai facem nimic, da? Da, deci... Mai e un micăgițu și ușor, da, dragul, da. Adică... Deci ne-o oprim aici. Ne-o oprim aici, a scăpat ca unul, n-au venit, da, au fost drăguți. Au fost drăguți. Da. Să facem sinteza. Acum, exact. Și să vedem, mă trecem în revistă să punem toate lucrurile care am făcut aici. Vă sunteți în urmă tare, înseamnă că dragul, dacă sunteți aici. Adică tare. Vă sunteți mai înainte. Mai înainte. Da. Păi noi am făcut asta așa. Dacă suntem mai... mai înainte. Nu mai înainte. Nu mai înainte. Voi sunteți în față, da. Prima chestiune a fost inegalitatea mediilor, da. Mi se pare super interesant. Da. Sper că vor rămâne. Da. Nu. Mai lucrăm. Vă trebuie din ce stii mai ani. Da. La nici că intre fetele sunt de 3-2, mai bine și fetele.
inegalitatea mediilor. Și să o scriem, nu? Da. Media are media A mai mare egal decât media geometrică. Geometrică. Care mai mare egal decât media armonică. Da? Da. Echivalentul și exact. Să-și vedem. A plus B pe 2. Da. Mai mare egal decât radical din AB. Și mai mare egal decât 2 supra. 1 supra A. 1 pe A plus 1 pe B. Așa. Asta odată. Le-am și demonstrat. Da, asta. Le-am și demonstrat ieri chiar. Da. 2. A doua chestiune. Aplucat. Inegalități. Inegalități. Ce au la bază inegalitatea. Au la bază două puncte. Ce am? Inegalitatea mediilor. Da. Apoi, sumă de pătrate. Corect. Nu? Sumă de pătrate. Corect. Mai mare egal decât 0. Deci, sumă de binoame la pătrat mai mare egal decât 0. Adică cum a fost aceea? A minus B totul la a doua plus B minus C totul la a doua plus C minus A totul la a doua mai mare egal decât 0, indiferent de A, de și C. Corect. Și cam asta am făcut noi cam cu, făcut la lecția cu Alex și cu Mirca. Și acum cu Dragoș am făcut descompunere în factori. Descompunerea cu nerea unei expresii. Da. Expresii ca un produs de factori. Așa cum sunase din America și îmi spunea să fac factorizarea unei expresii. Da? Adică transformarea factorii în expresie. Deci, într-un alt limbaj, factorizarea unei expresii. În Chicago mă sunaseră. Ca să înțeleagă și... Da. Așa, ce-am mai făcut? Am mai făcut strângerea binomului și... descompunerea lui. Cum? Formarea binomului, că numai dacă expresie cel mai mare egal decât unul, nu? Da. Expresia de forma AX pătrat plus BX plus C, care se scrie ca fiind A pe lângă X plus B pe 2A la pătrat plus radical din delta supra 2A plus sau minus radical din delta supra 2A totul la pătrat care se poate transforma ca un produs de factori sau despre care putem arăta că e mai mare egal decât constanta asta, știi bine că minimul sau maximul sau am făcut noi chestia asta, da? Așa. Și cam asta au fost lucrurile importante, nu? Factorizarea și am mizat pe formarea binomului acela de expresii, cam asta. Și am, sigur, am apelat la formula A la a doua minus B la a doua, egal cu A, formula de calcul prescurtat. Formula de calcul prescurtat, da? Și asta, domnul, sunt radical din radical, cum s-a numit? De calcul prescurtat. Și ceea ce ai spus tu, radicale compuși. Așa, radicale compuși. Radicale compuși. Transformarea radicalelor compuși în radical simplu. Așa, asta. Transformarea radicalelor compuși. Adicardea. Radical simplu. Hai zici și tu finalul, Adi.
Păi pleca fără să fie pe final, mă. Hai. Și în timpul lecției n-ai zis, băi, dați mâna la șură. La revedere, băi, n-ai zis share, n-ai zis nimic. Azi te-ai pierdut cu Dragoș, aici te-ai pierdut cu tot. Hai zi. La revedere, vă mulțumim că ați numit pe Prof. Live, vă dorim o seară plăcută de continuare. Nu uitați de like și share. Așa, mă. Păi da. Așa, trebuie să corect. La revedere. Aici.